Vestea că la Zimnicea vor veni două motonave cu suporteri ai Astrei a ajuns la Giurgiu cu greu. Deplasarea fiind ținută în mare secret. Cu niciun secret nu mai ține dacă îl știe mai mult de două persoane. Am asistat la marea debarcare a celor din Zimnicea, croiți să ajungă pe stadion ca să își susțină echipa. E drept că unii strigau pentru Astra Ploiești. Ne zice și nou un pronostic pentru seara asta? 2-0 Astra! Un pronostic pentru seara asta? 3-0 pentru Astra! 2-0 Astra! 4-2! 3-0! Pronostic, bate Astra! Astra Ploiești! Astra Ploiești! Astra! În ciuda frigului, spre stadionul Marin Anastasovici au venit mii de spectatori. Oficial s-a anunțat că au fost date la vânzare 4200 de bilete și s-a vândut tot. Biletele la vedere, vă rugăm! La porțile stadionului, toți cei care voiau să ajungă în tribune au fost controlați cu atenție, pentru ca totul să se desfășoare în ordine. În preajma stadionului și pe stadion au fost peste 250 de jandarmi din Giurgiu și Craiova, cărora li s-a alăturat poliția locală și stoarzii clubului Astra. Un spectator a ajuns la sediul jandarmilor și va avea mari probleme, pentru că asupra s-a fost găsit un cuțit cu care intenționa să ajungă pe stadion. Este primul caz de acest gen pe care l-am înregistrat pe timpul competițiilor sportive. Un tânăr de 20 de ani din județul Teleorman s-a prezentat la unul dintre punctele de supraveghere și control acces de la stadion. În urma controlului corporal preventiv asupra sa a fost găsit un cuțit tip briceag. Tânărul a povestit jandarmilor că nu intenționa să-l folosească, însă din grabă a uitat să-l scoată din buzunar când a plecat la stadion. La meciul Astra-Steaua nu s-au înregistrat alte situații deosebite. Singura problemă pare să o fi avut jucătorii de la Steaua, nemulțumiți de tot ce s-a întâmplat pe teren. Am fost trimis în tribună pentru că mi-am dat acel fanion jos și arbitrul a considerat că l-am jignit. Dar înainte de a vă duce în tribună, ați vrut să plecați de pe bancă, ați plecat, chiar unde vrea să mergeți? Am făcut câțiva pași de nervi, normal, pentru că aveam un jucător pe margine care aștepta să intre de câteva secunde, 30 de secunde, și am avut un foul foarte clar. Plus că au fost foarte multe momente când noi am fost în situații foarte bune și am fost dezavantajați. Dar cred eu că sunt oameni care se pricep, care vor analiza aceste lucruri și cu siguranță anul viitor domnul Ișvan Kovac nu va mai arbitra pe asta și nici pe Steaua. Sunt mâhnit că un arbitru atât de tânăr poate să vină și să ne dea o asemenea lecție de, în opinia mea, în primul rând lipsă de fair play. Iar Astra, să nu dai mingea afară de două ori, să nu dai mingea afară de două ori și după aia să te miri că ești egalat în prelungiri, dar chiar așa ceva, nu mai avem niciun pic de fair play. Am înțeles, ne jigniți înainte de meci, puneți banere împotriva copilului meu, strigați împotriva noastră, nu mă interesează asta. Puneți banere în tribună cu jignindu-ne jucătorii, cu Cacapetanos și chestii de genul ăsta. Lipsiți de imaginație, erau patru benele la fel. Steaua n-are glorie sau ceva. Păi, ce să aibă, unde ajungem aici? Adică niște manifestări din astea care ne fac să ne gândim la perioada securisto-comunistă, fără să spun că există cineva care are vreun trecut securisto-comunist. Dar eu când văd Steaua fără glorie, Steaua, mi se pare că e un mesaj securisto-comunist. Suspendarea lui Capetanos era previzibilă? Suspendarea lui Capetanos este o gravă eroare a Comisiei de Disciplină, contravine legilor jocului și acum vreau să văd dacă la Seydou Yahaya se vor lua măsuri la memoriul pe care îl vom face și pentru meciul de miercuri și pentru meciul de acum. N-am vrut să facem înainte de meciul ăsta pentru că am vrut să joace Seydou Yahaya împotriva, sau Yahaya sau cum îl cheamă, și la meciul ăsta. Dar nu e normal să un jucător ca ăsta să termine meciul în teren când are asemenea atacuri. Jucătorii noștri au jucat pe un cazon impecabil, nimic de spus, într-o atmosferă care nu contează până la urmă.
împotriva unei echipe care a lovit în permanență, la o temperatură la care, normal, nici noi nu jucam hockey cu cuțiile de conserve de pate pe vremuri. Mulțumesc!